bisericești. Timpul nu ne-a permis să ne desfășurăm afară, de aceea, aici în biserică, înainte altarului, oferim lui Dumnezeu rugăciunile noastre, dorințile noastre și mai ales rugăciunile noastre de minte ca Duhul Sfânt să coboare asupra copiilor și tinerilor și asupra întregii comunități. Pentru primarul, pentru
parohialii din Călucești, precum și tuturor preoților care nu înfățesc la această Sfântă Liturghie. Tuturor vă aduc un salut deosebit și din partea Preasfințitului nostru Episcop pentru Gherghe, care vă înfățește cu rugăciunea și binecuvântarea Preasfinției sale. Ne recunoaștem păcatele, dăm la putea celebrată predicie, jertfa Sfintei Liturghii și taina Sfântului. Mărturisesc.
binevoită locuind noi, să ne facă temelia Evangheliei sale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care prin Dumnezeu împreună cu tine vestește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Are multe modulare, iar toate modularele, deși sunt multe,
singur lucru și același Duh a pocărit setea tuturor. Cuvântul Domnului. Au fost negativ mai intense și sufletești cu Sfânta Spovară.
câteva momente se va renui cu voi în Ierusalim. Vedeți aici, în altar, sunt niște simboluri acolo, flăcări, un porumbelul care vor să ne amintească ceva din cenacul deja. Flăcări de foc care s-au așezat deasupra apostolilor, vântul puternic care a suflat în acea încăpere unde erau adunați apostolii, dar mai ales schimbarea bruscă pe care au simțit-o apostolii. Au ieșit afară pe străzile Ierusalimului. Ei care erau fricoși în acel moment, erau mai mult, stăteau în acea cameră, mai mult de teamă, pentru că va să fie prinși și arestat de către iudei. Iată, Duhul Sfânt imediat mi-a dat un curaj deosebit și au ieșit pe străzile Ierusalimului pentru a predica Evanghelia, vestea cea bună a Mântuirii. Și, putem spune că ziua Rusaliilor a fost ziua de început a Bisericii, ziua de naștere a Bisericii. De 2000 de ani, acela Duh Sfânt coboară pe leu asupra creștinilor care aprovedeți Biserica, însuflețește această Biserică, dă puterea ca Biserica să înfrunte toate dificultățile și mai ales întărește pe creștini, pe păstorii bisericii, pe Sfântul Părinte Papa, ca să dea mărturie cu mult curaj despre credința lor în Iisus Hristos. Această minune vă așteaptă, dragi copii. Sigur că am arătat aceste simboluri, flăcări și culoarea roșie care amintesc tocmai de culoarea focului, dar și culoarea iubirii. Apoi, vântul, sigur, suntem mai apărați aici, dar plouă afară. Și am putea spune că aceste picături sunt tot ca un simbol al coborârii Harului lui Dumnezeu asupra noastră, a oamenilor. Principalii beneficiari, sigur, suntem cu toții, pentru că ploaia este necesară pentru plante, pentru o recoltă bună. Dar ne gândim și la această ploaie de Harul pe care o revarsă astăzi Duhul Sfânt în sufletele voastre, ca ogorul sufletului vostru să fie bine mutat și să crească acele fapte bune de credință, de bunătate, de devoțiune față de Sfinți, de ascultare față de Dumnezeu, de prietenie între voi toți, de ascultare față de părinții voștri. Iar acum vreau și eu să văd și vedeți că sunt și mai mulți părinți în altar, dar sunt și nașii și părinții voștri. Nu știu dacă ei m-au întrebat câte ceva de la catehism, dar vă întreb aici, dacă îmi spuneți frumos, vă așteaptă o surpriză frumoasă după aceea când plecați de la biserică acasă, când va fi partea a doua sărbătorii. Deci voi primiți astăzi sacramentul? Ce este un sacrament? Harul acela care coboară astăzi.
Câte sacramente sunt? Șapte. Care sunt cele șapte sacramente? Aspirați la sfințenie.
Vedeți aceste ferestre frumoase, da? Vă plac? Da sau nu? Da! Ce reprezintă aceste imagini acolo pe ferestre? Cine am văzut? Cu Sfânt. Toți Sfinți, nu? Știți plac, nu? Da. Te-ai uitat la fiecare fere asta? Da. Care îți place mai mult? Toate. Da. Vin afară, rogeți, vedeți fața lor. Când se întunecă sau când nu mai este lumina afară, întunecă, nu se mai vede nimic. Deci, sufletele voastre sunt așa, cu imagini de sfinți. Dacă bate lumina Domnului Sfânt, iată, face ca să strălucească acest chip a sfințeniei în sufletele voastre. Dacă este întunecă afară, adică atunci când păcatul împlinecă în viața voastră, aceste imagini nu se mai văd. Voi ați fost botezați și ați primit un duh de sfințenie, spune Sfântul Apostol Pavel. Din ziua botezului trebuie să fim ca acești sfinți, să strălucească de la lumina soarelui. Voi să fiți sfinți, fiind luminați mereu de Duhul Sfânt. Și așa puteți să mergeți atunci mai departe pe acest drum al credinței voastre, conștienți fiind că Duhul Sfânt realizează lucruri frumoase în voi. Așa s-a întâmplat cu un copil care a mers cu tatăl său într-o catedrală mare, catedralele acelea gotice, cu ferestre multe, cu vitralii foarte prețioase, și copilul nu prea vedea în bine ce reprezintă și a întrebat tata, tata, de ce sunt aceste ferestre murdare? Și tatăl a spus, nu sunt ferestre murdare, sunt vitralii, care îi reprezintă pe sfinți. Și așa cum vezi că pătrunde lumina prin această sticlă și luminează chipul sfinților, tot așa și sufletul, trebuie să fie luminat de Duhul Sfânt pentru a străluci și tu de sfințenie. Gata, voi să sublinez, iubiți copii, această datorie pe care o aveți de a conlucra, de a colabora cu darurile Duhului Sfânt, ca totdeauna să rămâneți frumoși ca astăzi. Totdeauna când merg la mie, văd pe copii așa au plecat frumos, strălucitor la față, senin și mi-ar plăcea totdeauna să vă văd copii, dar crescând mari, tot sunteți frumoși. Și această frumusețe vine din partea sufletului vostru. Cu cât sufletul este mai vorbit, mai frumos, clipul e cuț, cu cât voi vă străduiți, sunteți mai frumoși în față de părinți și mai ales ascultători față de Dumnezeu, cu atât Duhul Sfânt imprime această imagine frumoasă a sfințeniei vieții voastre. Așa, putem spune că mirul nu se termină astăzi, nu se termină odată cu mirul. Am auzit în Italia, din multe ori când merg copii, abia așteaptă să termine și spune că este sacramentul de adio. Adică nu mai vin la biserică, mulți copii nu mai primesc sacramentele, se termină totul cu mirul. Trebuie. Abia astăzi începe drumul vostru deosebit și mai important. Până acum, sigur, v-ați pregătit, dar crescând mai mari, sunteți aici la Călăucești sau veți merge în altă parte, va trebui totdeauna să fiți conștienți că aveți misiunea apostolilor, aceea de a vesti, de a predica altora, de a mărturisi credința voastră și de a vă duc în rușina niciodată. Sunteți creștini catolici, că aveți datorii de îndeplinit și mai ales să trăiți totdeauna cu această conștiință că Duhul Sfânt vă însoțește mereu, așa cum este mereu prezent în biserică, la fel cum a fi și în viața voastră. Dar pe copii, acum vine momentul acesta, al semnului văzut, aveți un lumea, nu? Încercăm să le aprindem. Dacă îmi dă cineva o lumânare, să aducem de la teatru cu mine. Așadar, vă întreb, vă repădați de Satan, de toate faptele lui și de toată Dumnezeia lui? Amen! Credeți în Dumnezeu, Tatăl la tot puterea cu Creatorul Cerului și al Pământului? Amen! Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și a pus
de la dreapta Tatălui? Cred! Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care așa cum s-a dăruit apostolilor în ziua de Rusalii, vi se dăruiește vouă astăzi în chip deosebit prin taina Sfântului Ghir? Cred! Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Alina Maria, tu ești fecita Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine.
Sara Francesca. Sara Francesca, crește în zi, trebuie să fie bine. Pacea să fie bine. Bianca Vixen. Bianca Vixen, crește în zi, trebuie să fie bine. Pacea să fie bine. Cristina Emanuel. Cristina Emanuel, crește în zi, trebuie să fie bine. Pacea să fie bine. Janina Emanuel. Janina Emanuel.
Maria Cane Blau.
Pentru ca ei să-ți pregătească o postare.
rugăm cele plăcute ție și să le săvârșim cu sârguință. Deci, fără tine nu putem face nimic, dă-ne tu putere să urmăm cu fidelitate inspirația Duhului tău. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Thank you.
luat și veți din acesta toți. Acesta este motivul sângelui al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți e varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Thank you.
Thank you.
Și pentru toți cei care au
acum vă invit să vă sculați că vreau pe nimeni în cântarea din altă. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, Tatăl atotputernicul și cu drag.